Bună, fetelor! Am venit astăzi cu o noutate. Am încercat, încerc de fapt, să fac o gentuță. E că ați văzut la doamna Iulia fețe de genul ăsta. Da? Cum sunt cele pentru fetițe, pentru copii, da? Pentru fetițe. Și alte multe modele din lemn pictate, da? Eu încerc să fac o geantă puțin mai atipică. Am zis să fie ceva mai încăpător, făcută, dar cu aceste fețe. Așadar, o să încerc să fac pe aceasta, ca să vedeți, dar vă explic un pic ce am făcut până acum, da? Deci am pus ochiurile, cum o să vă arăt eu, imediat, da? Cu firul ochi alunecat, da? Apoi am lucrat 1-2 rânduri, da? După care am venit cu încă un rând, da? Și am început să fac, să îmbrac acest lanț, da? Normal, pentru lanțul ăsta am închizători, da? Atașe din alea, dar eu le-am anulat momentan și încerc să fac așa ceva. Deci am croșetat firul prima dată de la capătul ăsta, da? Și până aici, în capătul acesta, am croșetat firul pe ăsta, pardon, lanțul cu fier, da? Am pus, o să vedeți cum, da? Și folosesc două lanțuri din astea. Cum vă spuneam, o să fie gentuța mai mare. Un lanț la această parte, da? La această față. Și acest lanț la partea asta, la altă, da? Deci, o să facem a doua parte identică cu asta, da? Apoi le unim, da? Eu nu cred că o să mai folosesc fermoar și o să unim cu această bucată făcută cu o croșetă mai groasă, da? Decât ce a folosit aici, de 3 jumate. Aici este o croșetă de 4 jumate. Chiar și 5 puteți să folosiți, da? Ca să iasă bucata aceasta elastică, da? Deci bucata asta este făcută din 25 de ochiuri și ca și lungime în jur de 50 și ceva de centimetri. Dar asta o măsurați voi în funcție de câtă distanță lăsați de aici până, da? Câte lăsați aici distanța asta. Această parte o să vină atașată, da? Așa, aici, de jur împrejur, da? Și la cealaltă parte la fel, da? Și o să vină o gentuță stil bărcuță, da? Pentru că tot e această față de geantă, este de peisaj de mare, tcuici, steluțe de mare și far, bineînțeles și marea mea de la Eforie, de unde sunt eu. Așa, să fie totul stil bărcuță, pe bleu, frumos, ok? Și vedem la final dacă îi mai punem fermoar, dar nu e cazul, pentru că o să vină bărcuță și o să vină distanțarea aici, deci nu o să mai meargă fermoar, da? Dar am să folosesc la altceva, că mi-a rămas oricum și fermoarul și toate cele necesare la o geantă. Bun. Așadar, să ne apucăm să lucrăm baza. Ok? Să nu uităm să începem de aici, da? Ca să vină partea dreaptă, ca și asta, da? Să nu vină
marea cu fundul în sus, așa, da? Și să avem punct de reper, începem de aici, de la mijloc. Ok? Și prin alunecare tragem firul, da? Ca și la rucsace. Ok? Puțin mai slab. Și o să ne chinim după aceea când lucrăm următoarele. Ok? După ce fac acest prim rând, eu o să mă atașez cu câte două piciorușe scurte în fiecare ochi. Pentru că nu vreau să mi se strângă lucrul, da? Ok. Am putea să vă spun, deci partea asta croșetată o să o atașăm cu acul, da? Asta am lăsat un fir mai lung aici. Deci o atașăm cu acul. Nu la croșetă. Pardon. Era să... să încurchițele pe aici. Ce este în trend acum la fețele astea din lemn, dacă aveți ocazie să luați, eu să apelez la Iulia, data viitoare, să vedem dacă are fire din sac, din iută. Știți ce era sac de iută? Ăla este la modă și se potrivește cu tot ce e rustic. Agențiile astea așa mai chic merge, nu la cele clasice. Agențiile de vacanță, de sezon. Și merge foarte bine iuta. Este firul aspru și maroniu spre cafeniu, așa. Cum era saci înainte, pe care puseam noi în loc de etamină de la școală. Sau la mama acasă făceam carpete de tot felul. Aia este iuta. Un material foarte aspru. Tare mult mi-au plăcut fețele astea. Foarte interesante și mai ales că eu sunt de la mare. Și îmi place tot ce ține de mare. Am ajuns la capăt. O să introducem firul pe aici. Da? Tragem ușor.
N-am făcut bine. N-am făcut bine. Trebuie să mai introduc o dată. Așa. Apoi aici. Ok. Tăiem firul. Și le dăm aici, da? Apoi le ascundem. Ok. Perfect. Acum mergem mai departe. Introducem croșeta în acest ochi. Cum vă spuneam, cam greu să lucrează prima dată, dar n-avem ce face. Ok. Introducem firul nostru pe care o să-l tragem pe urmă. Facem un ochi de lanț. Da? Îl tragem acum să ne mergem în grijă. Și, cum spuneam, fac încă unul aici, în primul spațiu, așa, și în următorul spațiu, intru și fac câte două piciorușe scurte în fiecare spațiu. Ok. Două. Așa până ajungem la capăt. Unu. După ce ajungem la capăt, nu tăiem firul. Ca la celelalte lucrări care le-am arătat, nu tăiem firul. O să vedeți, mergem mai departe. Încă două rânduri, da? O să facem marginea aceea să, de care ne putem, o să ne atașăm apoi cu corpul genții, da? Care o să fie stil bărcuț. Cum vă spuneam. Uite că n-am intrat bine. Și doi. Am ajuns la concluzia că la aceste prime rânduri, că e la rucsac, că e la geantă, că e la ce vreți voi astea pe baze, dacă nu ești puțin relaxat când faci primele rânduri, îți se încordează degetele și mușchii la mână și toate alea, vezi, vine să le arunci. Cel puțin așa e la mine. Ori nu mai am răbdare, ori am dreptate. Voi ce ziceți? Cred că am dreptate. Și mai nimerit și o croșetă de asta boantă, că nu știu cine m-a pus în mine. Asta mi-a nimerit în mână, la câte naiba am. Am zis că le număr într-o zi, n-aveau și să le număr. Așa. Am mai avut eu o experiență cu o croșetă de asta de mai bună vidanieră, dar nici n-am schimbat. Am zis, lasă că mă obișnuiesc cu ea. Și uite așa, mi se mai încurcă și firul, mă? Ok, asta e.
Riscul meseriei, care ne place al naibii de tare, uite-mă ce facem. Vai, vai, vai. Deci s-a și agățat. Asta chiar l-am strâns, Dumnezeule. Cred că o să-mi rup unghia. Te-a prins ciudă pe mine. Vedeți? Uite-te ce are. Vai, la ce strâns. Și eu și avut că l-am strâns în halul ăsta. Și mă mir. Tot eu mă mir. De parcă ar fi lucrat altcineva aici. Ferească Sfânt. Răbdărică, răbdărică, fetelor. Vedeți, unele sunt legere, unele ochiuri din astea, în funcție de cum le-am tras.